Sirena. Locul meu e aici, în adâncurile albastre și reci. Dar mi-aș dori să-l pot părăsi. Vreau să văd cerul alt, vreau să ajung acolo unde ești tu. În adâncurile mării, unde niciun om nu ajunsese vreodată, se înălța minunatul palat din scoici al împăratului mărilor. În jurul palatului trăiau supușii fideli ai acestuia. Regele abisurilor avea 6 fiice sirene, renumite în tot regatul pentru frumusețea lor. Astăzi era ziua de naștere a prințesei născută cea dintâi și, la fel ca toate surorile sale, prințesa aștepta cu nerăbdare această zi. Fica mea, astăzi împlinești 15 ani. Ai ajuns la vârsta la care ești liberă să vizitezi lumea oamenilor din afara regatului marin. Du-te imediat dacă vrei. Dar ai grijă să nu te vadă niciun om. Niciunul nu trebuie să afle despre existența noastră, deci fii foarte atentă, fă acest lucru pentru poporul nostru. Prințesa cea mai tânără, Ariel, nu mai putea de nerăbdare să vină și pentru ea acea zi, căci într-un cufăr vechi ținea cu dragoste statueta unui tânăr și era foarte curioasă să-i cunoască pe oameni ca să vadă dacă aceștia îi semănau. Dar ziua în care avea să împlinească 15 ani era încă destul de îndepărtată și, în așteptarea acesteia, admira vrăjită statueta, strângând-o cu duioșie la piept. Norocoasa! Cât aș vrea să fiu în locul ei! Mica sirenă nu uita ca în fiecare zi să șteargă cu grijă statueta. Între timp, în fiecare an, una dintre surorile sale primea permisiunea de a urca la suprafață. La întoarcere, îi spuneau lui Ariel povești incredibile, încântătoare despre lumea oamenilor, făcând astfel să crească curiozitatea ei pentru acea lume necunoscută. Pentru ea părea că timpul nu trece, dar încerca să-l facă mai ușor de suportat, contemplând frumosul chip al statuiei. În cele din urmă, sosi și ziua în care mica sirenă împlini 15 ani. Acesta este cadoul pentru cea de-a 15-a zi de naștere. Acum poți urca la suprafață. Mulțumesc! Ai grijă să nu te arăți oamenilor! Fericită că în sfârșit își poate îndeplini visul, sirena urcă repede la suprafață.
Dar, dintr-o dată... Cerul albastru și norii luminoși la care visase întotdeauna lăsaseră loc unui vâlgri de nori uriaș, plin de ploaie și unui vânt amenințător. Repede strângeți pânzele sau ne vom răsturna din cauza vântului! Lasă pe mine, sper să reușesc! Nu, prințe, e prea periculos. Nu o faceți, vă rog. I-au spus prinț? Seamănă cu statuia! Incredibil! Seamănă perfect! Salvez eu, prințe! Prințe! Prințe, trezește-te! Prințe, te rog! Deschide ochii, te rog! Te implor să-i deschizi! Ce e acolo? Este cineva acolo jos pe plajă? Hei! Răspundeți, vă rog! Dar ce este? Vai de mine! Cum a ajuns până aici? Mi-ai salvat viața, îți mulțumesc. Repede! Să vină cineva să mă ajute! Este salvat! Principele nu putea ști cine anume îl salvase cu adevărat și când se gândea la acest lucru, inima lui Ariel se cufunda într-o mare tristețe. Amintindu-și sfaturile tatălui ei, mica sirenă trebuie să se îndepărteze, dar era conștientă de faptul că prințul, în starea de leșin în care se afla, nu știuse cine anume îl salvase cu adevărat. Din acea zi, mica sirenă începu să se gândească tot timpul la prinț. Întâlnirea cu el trezise în ea un sentiment ce era necunoscut și strângea statuia la piept ca pentru a-și ușura o mare suferință. Surorile ei observară îngrijorate comportamentul ei și dintr-o dată la toate le veni aceeași idee. Să meargă să-l caute și după ce se sfătuiră puțin timp, deciseră să pornească în căutarea prințului, după care sora lor ofta atât de mult și să pună capăt unei atât de mari tristeți. Până când, într-o bună zi, în sfârșit, surorile au putut să-i arate micuței sirene Ariel palatul în care trăia prințul său iubit. Mica sirenă, nebună de bucurie, se cufundă pentru a explora fundațiile castelului. Surorile ei erau sigure că o făcuseră fericită și coborâră și ele în adâncuri. Urcă din nou la suprafață și privi cu atenție fiecare coș și fereastră. Cine știe, poate ar fi putut să-l zărească măcar de la distanță. Iată, prințul căruia-i salvase viața se afla chiar acolo.
Mica sirenă avea posibilitatea să-l vadă așa cum sperase, dar nu-i putea vorbi și nu-i se putea înfățișa și asta o durea. În acel moment, luă o hotărâre ce avea să-i schimbe întreaga existență. Se cufundă din nou pentru a se duce la vrăjitoarea mărilor. Dacă ar fi știut, tatăl ei ar fi fost tare nemulțumit. Mica sirenă ajunse cu greu la peștera de pe fundul mării. Intră, prințesă Ariel! Dar cum de-mi știi numele? Draga mea, eu îi știu pe toți locuitorii abisurilor și știu și pentru care motiv ai venit să mă cauți. De ce ești așa de fără de minte? Doar nu vrei cu adevărat două picioare în locul splendidei tale cozi. Nu înțelegi că este o idee absurdă? Da, știu. Dar vreau să mă apropii de prinț și aceasta este singura cale. Viața ți-aparține, fetițo! Eu voi face tot ceea ce dorești. În schimb, vreau o recompensă prețioasă. Înainte ca ziua să se sfârșească, vei urca la suprafață și vei bea această licoare. Coada ta se va transforma în două minunate picioare de femeie. Dar te avertizez, când te vei transforma, vei suferi mult. Va fi ca și cum ai fi lovită cu 100 de cuțite în același timp. Ești dispusă să suferi atât? Da! Bine, dar mai sunt două lucruri despre care trebuie să știi. Primul este acela că dacă te vei transforma în ființă umană, niciodată nu vei mai putea redeveni sirenă. În al doilea rând, dacă prințul se va căsători cu altcineva, în ziua următoare te vei transforma în spumă de mare, pierzându-te pentru totdeauna în valurile mării și nimeni niciodată nu te va putea face să redevii prințesa Ariel. Nu contează! Vreau să devin femeie! Hotărârea ta mă impresionează. Nu așteaptă, trebuie să-mi dai ceva în schimb. Spune-mi repede ce-mi ceri. Vorbește, sunt dispusă să-ți dau tot ce vrei. Ești chiar convinsă că după aceea nu te vei căi? Vreau minunata ta voce. Întotdeauna mi-am dorit să pot cânta ca tine. Dar cum voi putea să-i mărturisesc prințului dragostea ce eu port fără voce? Am nevoie de ea pentru a mă exprima. Îți rămâne chipul fermecător și cred că este de ajuns pentru a câștiga inima prințului. Nu-mi spune că te îndoiești de frumusețea ta. Hai de vino! Și astfel, în schimbul vocii, mica sirenă obținu licoarea fermecată ce avea să o transforme într-o ființă omenească. Dacă o beau, nu mă voi putea întoarce niciodată în regatul adâncurilor. Adio tuturor! Repede, să vină cineva aici! Te simți mai bine, nu-i așa? Scuză-mă că te întreb, dar cum te-ai leșinat pe plajă? Și care e numele tău? Din ce țară vii? Răspunde-mi. De ce nu vorbești? Îți e cumva teamă? Am impresia că te-am mai văzut. Cine știe unde? Dacă nu cumva îmi poți spune tu. Ascultă, dacă nu ai un loc unde să te duci, poți rămâne aici să te odihnești. Va fi o plăcere să te găzduiesc. Și astfel, visul micii sirene de a trăi în preajma prințului era pe punctul de a se realiza.
Dar într-o zi începură să se răspândească vorbe ciudate în regat. Se spunea că prințul se pregătea să se căsătorească cu prințesa unui ținut învecinat. De ce ești atât de tristă? Ce se întâmplă cu tine? Îmi face rău să te văd astfel. Dacă tu ești tristă, atunci sunt și eu. Dacă este din cauza veștilor care circulă, află că tatăl meu este cel care a aranjat această logodnă. Dacă aș putea, m-aș însura cu o fată de care sunt îndrăgostit cu adevărat, tu știi asta. Dar trebuie să accept dorința tatălui meu pentru binele regatului. Tristețea sirenei a fost și mai mare când a aflat că logodnica prințului nu era alta decât prințesa Nabera, copila despre care prințul credea că îi salvase viața după naufragiu. Dându-și seama că toate visurile ei se spulberaseră, mica sirenă fugi din palat cu plânsul în gât, îndreptându-se direct spre recif pentru a da frâu liber durerii sale. Surorile lui Ariel o văzură atât de tristă și disperată, încât toate simțiră că trebuie să facă imediat ceva pentru a o ajuta. Câteva zile mai târziu, regele îi dădu poruncă prințului să plece și să își aducă viitoarea soție la castel, pentru a cere mâna în mod oficial, așa cum era tradiția. Inima micii sirene era îndurerată la gândul că a sosit clipa în care trebuia să se despartă de prinț și că imediat avea să se transforme în spumă de mare. În imaginația ei se vedea încă în brațele prințului, pline de fericire, dar pregătirile din jurul ei o aduseseră la realitate. Astăzi este ultima zi în care pot sta aproape de prinț. Mâine mă voi transforma în spumă de mare și nu-l voi mai vedea niciodată. Din nefericire, cea mai mare dorință a mea nu s-a îndeplinit. Ariel! 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 Ce-i cu pletele voastre? De ce vi le-ați tăiat? Pentru tine, Ariel, ne-am sacrificat părul și l-am dat vrăjitoarei pentru a ne da în schimb acest pumnal. Ia-l! Înainte ca luna să se înalțe pe cer, trebuie să-l lovești pe principe în inimă cu acest pumnal și să-l lași ca sângele lui să curgă pe picioarele tale. Numai în acest fel vei putea redeveni sirenă și te vei putea întoarce în regatul marin. Te rog, ia-l! Ia-l, Ariel! Este singura soluție pentru a fi iarăși fericită! Nu voi mai putea fi niciodată fericită! Cu mintea confuză și mișcări de automat, mica sirenă se pregăti să facă ceea ce îi spuseseră surorile ei. Dar frumusețea chipului pe care îl iubea atât de mult îi opri mâinile. Dar apoi... Dacă principele se căsătorește cu alta, în ziua următoare te vei transforma în spumă de mare, pierzându-te pentru totdeauna în valurile mării și nimeni niciodată nu va putea să te facă să redevii prințesa Ariel. Iartă-mă! Este singura posibilitate pe care o am! Dacă aș putea, m-aș căsători cu o fată de care sunt cu adevărat îndrăgostit. Și tu știi acest lucru, dar trebuie să accept dorința tatălui meu pentru binele regatului.
Așteaptă! Oprește-te! Iubitul meu, prinț! Acum îmi amintesc unde anume te-am văzut. Tu ești cea care mi-a salvat viața și acum că te pierd, îmi dau seama că tu ești persoana pe care am dorit-o întotdeauna. Nu poți să mă părăsești acum, te rog, am nevoie de tine. Te implor să nu mă părăsești. Dacă te-aș fi recunoscut imediat, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Puteam trăi fericiți împreună pentru totdeauna. Oh, prințul meu! Dar spune-mi, cine ești? Cum te cheamă? Desigur, eu sunt Ariel. Ariel, în sfârșit te-am găsit. Ești dragostea pe care am căutat-o întotdeauna. Vrei să fii soția mea, Ariel? Da! Și surorile ei ascultară emoționate jurămintele de dragoste. Și astfel prințesa Ariel și prințul trăiră fericiți și mulțumiți toată viața. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Silvia Gâscă, Rădița Roșu și Gabriel Răuță. Inginer de sunet Alexandru Budnariu. Regia Laurean German. Coordonator Ana Maria Chiu. Cântă Veneția Ghiță. Locul meu e